Internet a fost arestat. Însă ceea ce este și mai impresionant este averea pe care Kim.com a reușit să o strângă. Procurorii au găsit în locuință mai multe milioane de euro, arme, opere de artă, iar în curte se aflau numai puțin de 18 mașini, toate de lux. Kim Schmitz se prezenta sub numele de Kim.com, dar și sub alte porecle și a fondat site-ul MegaUpload.com, unul dintre cele mai mari site-uri de piraterie din lume. A făcut și o avere fabuloasă pe care anchetatorii au descoperit-o abia după ce Kim, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat săptămâna trecută, împreună cu alți trei complici. 70 de polițiști au percheziționat acum casa luxoasă din Noua Zeelandă și au confiscat bunuri de milioane de dolari. De exemplu, 18 mașini, printre care un Rolls-Royce Phantom, un Cadillac Rose și multe limuzine Mercedes. We have seized in excess of $6 million worth of top-end motor vehicles and over $10 million in cash. Însă valoarea bunurilor confiscate e mică în comparație cu paguba de 500 de milioane de dolari pe care a reușit să o facă în câțiva ani producătorilor de la Hollywood, cărora le fura filmele sau piesele și le punea la liber pe internet. Angajații lui operau de pe mai toate continentele, tocmai pentru a le fi greu anchetatorilor să-i localizeze. Acum însă site-ul a fost închis, iar hackerul așteaptă să fie judecat alături de complicii lui.